Deși nu este foarte îndrăgită, această legumă are foarte multe proprietăți benefice pentru organismul uman. Ea conține cantități mari de fibre solubile și insolubile, vitamina C, care este necesară unei bune circulații a sângelui. Este vorba despre brocoli, care este totodată și foarte bogată în fitonutrienți care micșorează semnificativ riscul de diabet și boli cardiovasculare sau cancer. Nutriționiștii situează această legumă în top 10 al celor mai bune alimente. Ce beneficii are pentru organism? Reduce efectul razelor ultraviolete. Extractul legumei aplicat direct pe piele reduce semnificativ efectele razelor ultraviolete, fiind astfel benefică și împotriva cancerului de piele. Brocolii detoxifiază organismul. Compuși cu sulf sunt esențial datorită faptului că intră în procesul de detoxifiere a ficatului. Conținutul ridicat de sulf are efecte benefice antivirale și antibiotice. Beneficiile aduse de brocoli nu se opresc aici. Totodată, leguma este și o sursă bogată de potasiu și calciu. Vitamina C și beta-carotenul pe care le conține această legumă protejează ochii de cataractă și ocrotesc celulele de atacul radicalilor care afectează memoria. Există dovești științifice precum că brocoli diminuează și efectul negativ cauzat de colesterolul rău și ajută la reducerea riscului de diabet. Relatează playtech.ro.